Bă, ăștia toți sunt cu Jos Băsescu. Păi și eu sunt cu Jos Băsescu, bă. Bă, recunosc, l-am votat odată și am regretat. Dar n-avem ce să fac atunci. Păi Jos Băsescu. Păi de ce? Băi, e toxic personaj. Toți s-au impacientat. Ne ajunge. Cum? Ne ajunge original. Și datorită sistemului lui, suntem decăcat în România. Hai ca să îl dau un pe Băsescu. Ghiși cine îl iubea pe Băsescu? Toate... Eu mă duc pe undeva pe la trece, dar nu cred că mă iubește, ea sunt trădători. Dacă trădezi deodată, trădezi de mai multe ori. Îl iubea toți. Mă pula, zici că e ca pe vremea lui Ceaușescu. De fapt ăștia erau ceaușiști. Păi ce, e fi de comunism. Eu eram singurul care, pula mea, nu eram comunist. Acolo. Cum? Ăla e comuniști. Da, niște comuniști paradoxali. Ca o vilă, terenuri. Păi cum? Ce fel de comuniști? Păi, mai erau niște comuniști pe vremea comunismului. Au vile, au case, au, pula mea, terenuri, în centru, pe undeva. Și te dai și comunist. Păi, normal, te dai comunist. De la rupt în cur. Cum? Sunt comunist. Băi, eu nu iubesc comunism. Dacă ați fi comuniști adevăratele, după vremea comuniștilor, băi, pe vremea comuniștilor se învăța carte. Voi de ce nu știți carte, bă? Păi știm Eminescu. Altceva? Atâta? Bă, a fost și unul Tudor Arghezi, Anton Pan, alea, deșteaptă-te române. Cumva. A mai fost un Eugen Barbu, mai unul a fost Cornel Ivanin Tudor, a fost un Păunescu, n-a fost doar Eminescu. A fost și Nicolae Labiș. Și a fost și Mihaela ăla. Draga. Mihaela ăla. Hai ca să-i preo o idee. Iar cu Mihaela numele tău fac ceva. Sămânța iubirii. A devenirii. A cinstirii. A revenit la viață, să mânca, să învață, cumva, ce-ar vrea, de rod, un dor, să cred, să fiu, viu.